Pierduți în timp, ziua Z, așa cum a fost denumită acțiunea de ieri a procurorilor DICOT, ce a cuprins 238 de percheziții în toată țara, a scos la iveală minusuri ale felului în care anchetatorii se pregătesc de acțiuni. În Bistrița, o echipă a procurorilor a descins la ușa unui bărbat căutând o firmă care de 6 ani nu mai are sediul acolo. Mai mult, fostul administrator a și murit între timp. Acum, în clădire își desfășoară activitatea o altă societate, care are într-adevăr obiect de activitate asemănător, legat de comercializarea pieilor de animal. Omul de afaceri, Ioan Opre, noul locatar, le-a deschis ușa. Căuta o firmă, ne-au întrebat de o firmă, doar atât, căuta o firmă care apărea cu punct de lucru la noi, ceva eu fiind dus în eroare, nu știu că nu i-am întrebat. Noi am verificat la Registrul Comerțului și firma respectivă apare ca radiată de la noi încă din 2012. Știu de cine e vorba, de niște cumetri de-ai noștri, Gioconda, care au și exportat și ei piei. În rest, nu ne-au întrebat nimic. Eu nu mai știu nimic de această firmă, dar știu că au avut un accident de mașină și a murit domnul. Numai doamna mai trăiește. Poate ea se mai ocupă de firmă, nu știu, a declarat omul de afaceri Ioan Opre pentru Știri de Bistrița. Fără să stea prea mult pe gânduri, bărbații statului și-au cerut scuze și au plecat mai departe. Dar nici măcar nu era nevoie de un dosar de anchetă ca procurorii DICOT să nu o dea în bară. Oricine la o simplă căutare pe site-ul listafirme.ro vede că societatea căutată apare cu sediul în comuna Bișoara, nu în orașul Bistrița. Informația omisă de procurori era la degetul mic, mai ales că firma mea are și câteva dosare pe rol. Anchetatorii susțin că avea ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat și de acolo li s-a tras și descinderea greșită.